Salut! A trecut o perioadă de o săptămână cu ploi intense. A fost foarte frig în această perioadă. S-au înregistrat temperaturi nocturne de 3-4 grade și diurne de 7-8 grade. Și am venit să inspectez pomișorii din grădină. Așa cum se vede aici, la vârful acestor frunze de păr, reprezintă o infestare minoră, deocamdată cu foc bacterian. Foc bacterian, ciuperci care se dezvoltă foarte bine în perioadele reci cu multă umiditate. Operațiunea obligatorie pe care trebuie să o facem este de a tăia aceste părți afectate de focul bacterian, de a înlătura resturile vegetale din livadă și de a efectua un tratament împotriva acestei boli. Tratamentul, astăzi suntem ziua de miercuri, nu am să-l fac astăzi pentru că mâine urmează din nou o repriză de ploaie și ar fi inutil pentru că s-ar spăla imediat, așa că o voi face vineri. Dar până atunci, astăzi, voi face o selecție, voi îndepărta florile care s-au fecundat și deja avem fructe, s-au transformat în fructe, voi îndepărta fructele mai mici pentru a reduce încărcătura pe pom. Acolo unde avem câte 3 fructe la un singur punct, am să las doar un singur fruct. Pomul este încă mic, este abia anul 3 de la plantare, este al doilea an când produce pere, a produs anul trecut o pară, anul acesta a fost plin de flori, așa cum se vede în fotografia alăturată, și a avortat o parte din aceste flori, dar destul de multe s-au fecundat și s-au transformat în fructe. Nu am să le las pe toate pentru că, uitați și aici, frunze afectate de focul bacterian. Este o infestare minoră, am găsit decât la 4 frunze, dar oricum vineri voi face un tratament cu un fungicid specializat, cu un aliet voi face tratamentul. Da, ce spuneam, nu trebuie să le lăsăm încărcătură foarte mare de fructe, pentru că aceste fructe duc la epuizarea pomului tânăr, care încă nu are coroana bine dezvoltată. Și acest păr la mine nu are coroana bine dezvoltată așa cum mi-aș dori, de aceea nu am să-i las multe fructe pe întreaga suprafață, încărcătura totală vreau să fie de maxim 10 fructe. Pentru ca să le poată alimenta pe toate, pentru că este încă mic. Atât deocamdată, multă sănătate și aveți grijă de voi!